Asociația pentru Democrație, Educație și Respect a început seria seminarelor interactive în școlile din județul Gorj, Pasivitatea nu oprește bullying-ul. Președintele ADER Gorj, Ștefan Ghimiș, ne-a povestit cum a decurs acest proiect organizat în mai multe școli și licee din județul nostru. Vreau să ne spune și nouă cum au început seminarele interactive în școlile din județul Gorj în cadrul proiectului Pasivitatea nu oprește bullying-ul. Săptămâna trecută am început seminarele publice în proiectul Pasivitatea nu oprește bullying-ul. Am fost la Simana, la Târgu Jiu și o să continuăm și la Zăbuzești și o să continuăm săptămâna asta cu încă 5 școli din județ. Am fost foarte bine primiți, copiii au fost foarte interesați de subiect și de ce am prezentat acolo, pentru că am mers cu o scenetă care a arătat un moment de bullying, iar după aceea copiii au fost rugați să-și exprime părerea despre ce s-a întâmplat în sceneta respectivă și au fost chiar deschiși și am constatat că sunt interesați de acest subiect. În parteneriat cu cine organizați aceste seminarii? Liceul de artă este partenerul nostru și în acest proiect și copiii de la Liceul de artă au fost alături de noi în prezentarea momentelor de bullying. Ce urmează pentru ADER în afara acestui proiect cu Pasivitatea nu oprește bullying-ul? Noi încercăm și depunem proiecte, cât mai multe. Avem un proiect câștigat deja, un proiect legat evident de 200 de ani de la Revoluția lui Tudor. O să-l deschidem la 1 mai cu un concurs de eseuri și la fel o să mergem în 5 licee cu un seminar interactiv privind acest eveniment, 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimir. Sunt elevii receptivi la aceste proiecte derulate de ADER? Da, sunt receptivi pentru că nu mergem cu proiecte stage în care trebuie să spunem numai, eu știu, o prezentare despre istorie sau despre fenomen, legislație, ci venim efectiv cu ceva care să-i capteze și să fie interactiv. Copiii au nevoie și își doresc interactivitate, își doresc o educație non-formală, pentru că modalitatea asta pe care noi o abordăm reprezintă educație non-formală și sunt foarte deschis la acest tip de exerciții. Proiectul derulat în județele Gorj și Prahova este finanțat în cadrul apelului 4, conștientizare privind drepturile omului și tratament egal, program finanțat de granturile Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 și administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Promovează-te online, direct și sigur. Creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. The ocean gets in your veins. Inspire Pictures este o casă de producție cinematografică. Solicită-ne sprijinul, iar noi vom fi prezenți acolo unde timpul decide să nu treacă. Inspirație pentru creație este sloganul nostru. Încearcă și tu prospețimea, entuziasmul și efervescența echipei noastre. A film produced by Inspire Pictures. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Urmează să vindeți, să cumpărați sau să închiriați un apartament, o casă, un teren,
un spațiu comercial sau industrial, echipa Domina Imobiliare vă stă la dispoziție. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Cu toții cunoaștem înfrângerea. Corpul ne cedează, sufletul se ambiționează, viața ne armează și ne angrenează într-un sistem care ne învață cum să ne luptăm prin diferite mijloace benefice. Căutăm exemple în natură. Fluiditate, textură, energie, indiferent de moment și de stare emoțională, trebuie să depășim cu încredere orice obstacol. Nu o să fim niciodată perfecți, dar suntem perfectibili. Spitalul Hipocrat. Sănătatea înainte de toate. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea, direcția sigură spre cea mai modernă clinică din orașul Târgu Jiu. Vino pe strada Bicaz numărul 25D, prezenți la orice oră pentru a-ți reda zâmbetul. ...24 de ore din 24 vă stă la dispoziție. Sună la 0766-554-732 și spune stop durerii. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea, excelență în stomatologie. În general ne confruntăm cu un mare stres, acela de a avea o pilozitate ridicată pe tot corpul. În sfârșit am găsit un salon unde am căpătat încredere în personalul lor și în aparatura pe care ei o folosesc, pentru că este și de înaltă generație și de ultimă generație. Mi-a oferit rezultate de la primele ședințe și astfel am căpătat încredere. Iar astăzi mă bucur de succesul de i-ai fi găsit pe ei la Salon Pocket Clinic, o echipă foarte, foarte implicată în dorința noastră de a fi altfel și de a căpăta libertate. Afacerea ta, prioritatea noastră. 1 Plus TV, sursa ta directă pentru noi clienți. Servicii complete pentru firma ta. Alege un plus de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. Fiecare dintre noi are dreptul la un răspuns. Întrebarea ta merită auzită. Părerea ta contează. Adresează întrebarea și noi te vom ajuta să găsești răspunsul. Bună, eu sunt Petronela și vreți să discutăm despre modă? Călătorii sau dansuri? Vă aștept în fiecare joi la ora 18 la Free Time pe 1 Plus TV. This station is now the ultimate power in the universe. Salut, eu sunt Paul și dacă vreți să ascultați cele mai tare mixuri, cele mai tare mashup-uri, nu uitați să vă aștept pe 1 Plus TV în fiecare vineri la ora 19. Salut, eu sunt Paul. Iar eu sunt Petro. Și nu uitați, vă așteptăm în fiecare sâmbătă la ora 19 cu noi surprize la Zoom. Zece întrebări scurte, pertinente, la obiect. Întrebări care ne vor ajuta să aflăm adevărul dincolo de aparențe. Adevărat sau fals? Rămâne de văzut. Urmăriți-ne în fiecare duminică la 1 Plus TV pentru a afla plusul de adevăr. This station is now the ultimate power in the universe.